Bun. În continuare periplului nostru, ca să zic așa, pentru azi am ajuns la Salina Trotuș. Salina Mina Trotuș, Salina Târgovna. Aviz amatorilor, măștile sunt obligatorii, dar să le aveți de acasă, puteți să le cumpărați și de la magazinul local, dar este fix 3 lei bucata. Pentru o mască mi se pare speculă. Aviz amatorilor care au rău de drum, coborârea este foarte anevoioasă, o grămadă de curbe și o grămadă de... Șoferul e nevoit să pună de foarte multe ori frână, sunt foarte multe curbe. Câtorva pasageri din autobuz deja li s-a făcut sere rău, de la frână și de la curbele. Am petrecut o noapte la un hotel undeva la Dărmănești, hotel de 4 stele, dar foarte frumos, foarte curat, foarte îngrijit, dar prost menajeruit. Da. Masca este opțională, unii o poartă, alții nu o poartă. Din ce am văzut până acum, este cea mai adâncă dintre ele, nu? Cea mai adâncă... Adică am mers în jur de 10 minute, am coborât cu... Și super abrupt drumul. Și super abrupt, da. N-am găsit încă un panou care să-mi spună la ce adâncime am coborât. Sus erau cam 22-24 de grade și soare. Aici sunt cam 10 grade. Iși, dacă n-ați venit îmbrăcați, nu sunteți în locul potrivit. Urmează să vedem ce surprize plăcute ne oferă, da. Ne întâmpină un panou informativ. Temperatura 12-13 grade, distanța de la punctul de plecare 3 km, adâncime 240 de metri. Diferența de nivel 136 de metri. Suprafața 8900 de metri pătrați. Facilități oferite, teren de fotbal, handbal, volei, tenis de masă, șah, table, tobogan, gonflabil, biliard, carturi, teren de minigolf. Toate astea într-o lume normală. Acum, fiind cu pandemia, probabil că sunt toate închise. Ca și în celelalte locuri. Hai! Să vede că suntem în patria lemnului. Intrare bază turistică, urmă închide tușa. Plata pentru carturi de bucan tenis se va face la magazinul, nu mă interesează. Avem și muzică. Bumții, bumții. Da, nu e tocmai o întâmpinare plăcută, dar în fine. Aici este exploatare. Din câte se pare, este exploatarea... Este în curs de exploatare. Standul cu apă sărată din ce înseamnă Târgu 1. Închis. Stația de pompă cu comandă. Gura să limic este grupul de sonde. Încărcarea sării îmbalate în mijloc de transport rezează cu ajutorul motostivuitoarelor. Transportul sării din subterana suprafață se realizează prin intermediul relelui de benzi transportare. Stația de primire este revestită cu un grătar fix care alimentează relieul benzi transportare. Seara se transportă astăzi de primire. Seara din front se încarcă în autobasculante. A, deja noi trecem invers. Perforarea fontului pentru extragerea sării se realizează cu ajutorul instalației de perforație. Toți. Havare. Operațiuni de exploatare care constă în executarea unui pogaș orizontal cu adâncime de 3 metri la baza fontului, cu toată lungimea camerei. Utilajul folosit se numește haveză. Hai de capul lor lucrătorii... Hai de capul lor lucrătorii mina de sare. Revenim.